Bine ați venit, minunați oameni din Prag de Stele, la Joia Poveștilor. Astăzi o poveste pentru cei mari. Povestea Leneșului Deștept. Sper să vă placă ceea ce am pregătit. A fost odată, în depărtări, un leneș și deștept, cu nici în gură întrebări, nici suferințe în piept, ce s-a trezit la 14 ani cu un pic de moștenire, lipsă de hărnicie și dorințe în neștire. De ce spun eu că a fost deștept? E că a înțeles îndată că fără muncă poți trăi. De-acu e demodată, căci nu făcea nimic mai mult decât să ofere sfaturi. Știa tot ce e de știut din nesfârșite laturi și avea mai mult decât orice opinii și păreri. Ți le dădea la preț redus și fără să le ceri și s-a făcut băiatul meu un opinionist. Deși știu că voi nu ați vrea, sfârșitul n-a fost trist, căci fără să muncească o zi, iubit și admirat, el a trăit la fel ca noi, la fel fu îngropat. Vă mulțumesc din suflet că ați urmărit videoul de astăzi, sper că v-a plăcut și până data viitoare, pupici!